știe! Zic da! N-am reușit să rămâneți pe de rost! Angela Ciobanu este una dintre actrițele de frunte ale Teatrului Național Mihai Eminescu. De ani buni își face meseria cu multă dragoste, pentru că, spune ea, teatrul este mult mai mult decât profesie, este o pasiune. În adevăratul că eu am fost fecioară, la 10 ani, are aproape 14, nu? O să ajungă 14 dinți care mi-am mai luat în dură, că nu i-am plinit. Prima lecție din școală pe care am avut legat de pasiune. Dacă nu o ai, ce face meseria asta? Nu face nimic. Fiindcă, de fapt, teatru este în jurul nostru, care noi, din păcate, nu-l observăm. Viața este, de fapt, aici, în jurul nostru. Uneori, așa cum ne-a mărturisit chiar ea, se vede pusă în situația de a juca un rol și în afara scenei. Doar că nu prea reușește. În viața de zi cu zi, este o actriță nu tocmai bună. Uite că teatru în afara scenei niciodată nu reușesc să fac. Nu reușesc să ascund emoțiile, să zicem. Straniu, paradoxal, dar e așa. Și în viață mai puțin pot să fiu actriță. Probabil că actriță proastă în viață. În scenă. Cariera și viața de familie se împacă foarte bine. Asta datorită faptului că soțul Angelei, Ion Mocanu, este și el actor. Mi se pare că la noi decurge totul ok. În sensul ăsta că noi muncim mult în teatru, acasă ne străduim să vorbim mai puțin despre teatru. Dacă n-ar fi el, nu știu, e cel mai bun spectator al meu, cel mai fidel spectator al meu, dar și cel mai bun critic, de care eu am plec urechea și ascult. Destinul a făcut așa și sunt foarte fericită că l-am alături pe Ion, care mă înțelege și că e actor și știe foarte bine prin ce trecem. Dacă nu o Julieta, mai bine să crezi, spărătură-te! De-a lungul anilor s-a întâmplat să joace multiple roluri, unele simple, altele atât de dificile încât ducea o luptă crâncenă chiar și cu femeia din ea. Au fost mai multe, 3-4 încercări, spectacole, roluri, destine de femei care au fost dificile pentru mine, dar și ce cerea regizorul. Evident, se băteau cap în cap câteodată, se bătea și femeia din mine, se băteau toate trei în cap în cap și trebuia să găsesc un numitor comun și o viață a personajului. Cu toate astea, e o femeie fericită. Fericirea, după părerea mea, este o clipă, o secundă, un moment în care te simți foarte bine. Și eu pot să spun că am avut momente de astea foarte multe. De aia zic că sunt o persoană fericită.